Parque Casa mesmo. Droga-me. Fuvei. Hei, salut, sunt Ilie. Astăzi eu voi filma provocări nebune 28. Înainte să fac provocările voastre nebune, v-aș ruga foarte mult ca să vă duceți în descriere. Acolo scrie votați-mă, intrați pe link cu cealaltă și votați-mă pe mine dacă doriți. Pe 12 decembrie, antenastars.ro va mâna premiul unui câștigător și eu foarte tare vreau să câștig, dar nu pot să câștig fără ajutorul vostru. Dacă eu câștig premiul ăsta, asta va fi cel mai mare cadou din partea voastră pentru mine, pentru că ziua mea de naștere este pe 10 decembrie și pe 12 sper să câștig. Deja deci, tu ești un fan înrăit, îți place ce aici fac eu, îți place de mine ca persoană și vrei ca eu să câștig, atunci du-te în descriere, votează-mă și poți să mă votez în fiecare zi. Adică în fiecare zi votul tău ascunteze. Eu vă iubesc foarte mult și mersi mult pentru cei care vor ca eu să câștig și mersi mult pentru cei care se duc în descriere și votează pentru mine. I love you. Hai să începem cu provocările. Hei, salut, sunt Ilie. Astăzi eu voi filma provocări nebune 28. Nu am filmat de mult provocări nebune pentru că am fost în vacanță, am luat o mică pauză, dar acum eu m-am reîntors și astăzi eu o să filmez provocări nebune 28. Azi continuăm seria noastră cu provocări nebune până la provocări nebune 40. Și de-n bătaie. Prima provocare, te provoc să o lingi pe Jessie pe față. Aș linge-o, dar Jessie a fugit de acasă și deja două zile nu e acasă. Azi e a treia. Data viitoare promit ca să o ling pentru tine. Următoare provocare, te provoc să mănânci mâncare de pisici. Adu-te rog mâncare de pisici. Am făcut provocarea asta foarte mult timp în urmă și mi s-a făcut iară poftă de mâncare de pisici și astăzi datorită ție eu o să gust mâncare pentru pisici. Avem aici mâncare de pisici, se vede? Și asta facem așa. Ia cu trei. No, huh? No, I don't wanna try this. Mănâncă good. Mustard? De una good. Stai, stai, stai. Una. Nu, mai mult. Ei, mai mult, Yoshi. Mănâncă ca un om. Parcă-i căcat la mieze. Parcă-i căcat. Mă, cum mănânci asta? Dar trebuie la apă ceva. Că să închidem, închidem. Aha. Închid și de așa. Da, așa? Am închid gura pare ca de limbă, știi? Hai să trecem la următoarea provocare. Te provoc să bei ulei. Costel, mi-aduci ulei? Uitați-vă ce sticlă curată am eu. Am găsit-o pe-n beș. Doamne ferește. Nu, rumenul l-a lăsat să înșeapă. Dar cum să fac, doamne, că beau? După gâtlejul tău, cum ținești că... Apă, vă rog! Nu, 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 nu! Apă la nistru! Stai așa, americanul! Da, vrădat! Și o cârpă, Costel! O cârpă! Știa-te curac! Sorry, dar nu vreau să mor azi! Și la tine, și la tine! Te spunem limba la prăjit! Fuuu! Nu cola, apă! Apă ce-ți pijiu, ți-te! Băi, chișatul ăștia dacă cat nu vrea. Tu înghiți uleiul. Da, trebuie așa să înghit, nu? Să nu zic că n-am băut. Mănâncă două linguri mari de sare. Voi sunteți nebuni sau ce? Am aici sare. Ok, copii, să nu faceți asta acasă, asta doar eu fac aici, bine? Sare foarte rău, poți să fărăm oasele. Băi, dar e ok dacă nu mănânc tot și eu mă arcă pun în gură și așa. Rugul mănânc. Apă, pregătește-o. 3, 2, 1. Rugă-mă! Dă-mă pot la jigă! Clace-mi! Ea e amărțită de gură! Damn! Hai-te-vă în borul din cameră! Să trecem la următoare provocare. Da, trește. Mănâncă iaurt amestecat cu muștar, cu muștar, please. Hai să mâncăm iaurt amestecat cu muștar, cu muștar. Costeală și mi-a dat muștar. Am cumpărat iaurt, am muștar. Deschidem iaurtul. Și deschidem muștarul. Fuh, da, trește. Amestecăm. Fuh. Oh my god, fuh. Oh my god. Băi, eu nu știu, eu sunt grețo stare. Știi că eu mănânc de iubire muștarul? Da, da, mă nu. Ceea ce-ți fac eu, să mănânc așa o lingură zdravână de iaurt cu muștar și gata, că a să vomit, sincer, nu vreau să vomit. Tot firește. Ok, 1,
2, 3. Ah, stai grește, putem ușor. Stai, 1, 2, 3. Hai, Lici, așa greu. Ia, bă, la găini. Eu, de la Jesse, cam am provocare. Mai gine, leacă. Ne aduce aminte de timpurile vechi. For you guys. Te provoc să zici la un om Paște fericit. Haideam să zicem la un om Paște fericit. Doamne, om Paște fericit. Paște fericit. Paște fericit. Hai la doamna acolo în gata. Paște. Bună ziua, să apropii Paștele și vreau să spun Paște fericit. Mulțumesc. Paștele? Că e ce fel de Paște mai amui. Paște anul nou schi. La mulți ani, Paște fericit. O zic că la un om, așa înseamnă că gata. Te provoc să mănânci o portocală în 30 de secunde. Acum trebuie să mănânc clementina asta în 30 de secunde. Mai întâi o curăț așa frumos și după asta o mănânc. Avem aici o clementină întreagă. Roman, pui timerul. Reșe. Mmm, încă 8 secunde. Încă 3, 2, 1. E, normal. Oh, aproape. Aproape, să coate că am făcut-o, da? Da, da. Yes. Ați încerc acum să mă mușc de cot. Nici n-ajung. Dar e imposibil. Dar e imposibil așa, Marc, cu limba să ajung, știi? Oh my god, imposibil! Dar cumva... Nu! No. Eu întind limba tare, 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 întind! Oh. Nu pot! Ok, nu pot! Asta cred că e prima provocare pe care n-am putut să o fac. Epic fail! Acum îți pun o cârpă în gură lui Jad. Jad sunt acasă și cu mine a rămas Roman, așa că... Roman, eu ți-ai pun o cârpă. Îmi dă și cârpă, măcar curat, te rog. Am ceva tare super, nu te știu nici. Ok. Oh! Fuuu, băi! Fuuu, băi! Hai, hai! Băi, ia pune și ați vezi ce e. E acră. Ce spălat eu cu dânsa? Aș ters acolo, pe jos. Băi, uite ce e acră, ai pus ceva. Am făcut și provocarea asta. Cam atât pe azi, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, neapărat puneți un like și distribuiți-l mai departe. Nu uitați să vă duceți în descriere și să mă votați pe mine dacă doriți, desigur. În primul rând, voi așa să arătați că mă apreciați foarte mult. În al doilea rând, dacă eu ați câștig, ăsta să fie cel mai mare cadou pentru ziua mea de naștere. Eu vă iubesc foarte mult, voi sunteți cei mai tari, cu voi a fost Ilie și noi ne vedem foarte curând. Pa, pa! Filmez? Te provoc să mănânci o portocală în 30 de secunde. Hai să cumpărăm și o portocală. Ok, hai. Filmez? Da. Te provoc să zici la un om Paște fericit. Haideam să zicem la un om Paște fericit. Hai la Costel, întaște. Bună ziua, Paște fericit. Încă o dată. Dumneavoastră sunteți bună? Ei, nu. Mănâncă iaurt amestecat cu muștar, cu muștar. Please. Hai să mâncăm iaurt amestecat cu muștar, cu muștar. Costeală și-a mi-a dat muștar. Hai să cumpărăm muștar. Și iaurt. Iaurt. Și, adică iaurt. Muștar avem. Și deja două zile nu e acasă. Azi e a treia. Azi e a treia. N-am vrut să... Stai, mă vezi? Da, da, da. Deschide să văd cum... Da, alea, că mai e zoom-ul. Să, hai. Închid? Da. Data viitoare promit ca să o ling. Și astăzi, datorită ției, eu o să gust iară mâncare de pisici. Și astăzi, datorită ției, eu ați gust iar mâncare de pisici. Și astăzi, datorită ției, eu ați gust mâncare de pisici. Pentru pisici. De pisici sau pentru? Pentru. Și astăzi, datorită ției, eu ați gust mâncare pentru pisici. Bine! Și ați facem așa. Mă văd? Mă văd bine? Da, da, da.
Tu țin-o leac camera așa, bă. Da, eu te țin așa. Da. Te provoc. Ro... Menu. Da, uite. Robantonia. Bantonia. Robantonia. Te provoc să bei ulei. Succes. Te provoc să bei ulei. Succes. Costel, mi-aduci ulei? Oh my god, ulei! Te-mi filmează. Ia uita acolo, tu. Cam nu s-a mieli, n-am așa uita. Mă vrei? Oh, mersi mult, Costel. Filmează-ți. Dar nu știi că ți-ești gura și... Tu înghiți uleiul.